Leo de la Strehaia este nervos din calea afară. Se pare că fostul afacerist nu mai reușește să aibă parte de liniște în viața lui. Asta deoarece de curând a publicat un videoclip în care și-a anunțat urmăritorii că este amenințat. Cel care îi dă bătăi de cap lui Leo este Marian de la Severin, care a mers la poliție cu Ion Dileaua, cel pe care Leo îl numește frate vitreg, pentru a depune plângere împotriva fostului milionar. Se pare că acest bărbat vrea să-l denigreze pe Leo de la Strehaia și să-i teze numele, care după spusele lui Leo este un brand în România. Am fost amenințat de către o persoană care nu-i mai dau numele, că mi-a căzut numele lui pe jos și nu mai pot să zic numele lui. Am fost amenințat, auziți și voi ce facem, face reclamație, îl ia pe Ioane Diloaica, pe fratele meu vitreg, și îl duce la noi, la inspectorat, ca să-mi facă plângere. Leo mai spune că acest bărbat este de fapt un polițist sub acoperire și s-a infiltrat în familia de la Strehaia pentru a-i distruge. Bărbatul obișnuia să vină des la Strehaia pentru a aduce mâncare și băutură întregii familii. Însă, așa cum spune Leo, bărbatul nu ar fi sincer. Zgăbearță de la Severin a ajuns să mă amenințe pe mine, Leo de la Strehaia, care e un brand, îmi cer scuze pentru modestie. El a venit, vă spun povestea lui toată, prieteni, cum a intrat el în șatra noastră. A venit și ne aducea băutură și mâncare, ne-a adus luni de zile, ne-a adus băutură și mâncare, dar așa s-a băgat el sub pielea la familia mea. Dar poate el s-a băgat pentru că fiind polițist și lucrează sub acoperire, a făcut treburile astea ca să intre în familia noastră.